Lăudat să fie Iisus Hristos! Înalt preasfinția voastră, iubiți frați și surori în Hristos, îi sunt foarte recunoscător înalt preasfințitului pentru onoranta invitație care mi-a adresat-o să țin o omilie cu ocazia acestei mari sărbători. Nu vă ascund nici bucuria, dar nici emoția. Din fericire însă, constat că am omilia gata pregătită. Omilia sunteți voi, cei care participați la această sfântă liturghie. Nu este un joc de cuvinte, căci în istoria limbii latine și a limbii grecești, înainte ca omilia să fi desemnat un gen literar care să se refere la o scriere bisericească adresată unui public într-un cadru liturgic, desemna o adunare a unor persoane care sunt familiarizate unele cu altele. Homo înseamnă identic, iar ile înseamnă adunare, mulțime. Dacă sunteți o familie, sunteți deja o omilie. Sunteți deja o omilie reală, nu perfectă, nu există omilii perfecte, dar vii. Există un început și mă refer la persoanele tinere care participă la această sfântă liturghie. Este un început cam scurt, dar promițător. Omilia cunoaște și un cuprins și m-am bucurat în întâlnirea pe care am avut-o cu persoanele consacrate în aula episcopului Durcovici să văd cum acest cuprins crește și în Arhidieceza de București. Și este și o încheiere a acestei omilii cu persoanele care au cea mai mare experiență în viața consacrată și sunt asemenea bătrânului Simeon și asemenea Anei lui Fanuel din Evanghelia ascultată. Așteaptă venirea Domnului și se roagă, Nunc Dimitis, acum slobozește pe slujitorul tău în pace. Este o omilie ceea ce dumneavoastră alcătuiți împreună în sărbătoarea de astăzi, o omilie, cum spuneam, imperfectă, dar reală. Și îmi permit să citesc din omilia pe care am întâlnit-o și pe care o reîntâlnesc înaintea ochilor mei, amintindu-mi de o chemare a persoanelor consacrate. În literatura patristică din primele secole, călugării și călugărițele erau numiți oameni îmbunătățiți. Repet, erau numiți oameni îmbunătățiți. Să nu înțelegem că erau mai buni decât alții, ci se înțelegea că erau abia începuți, abia porniseră, pe drumul către singurul bine, către singurul bun, care este Dumnezeu. De aceea îmi permit și încerc să citesc în omelia de față trei semne reale, dar și trei chemări ulterioare, că suntem oameni îmbunătățiți. Întâi de toate, suntem chemați să fim buni delegați. Astăzi să recunoaștem că ne gândim mai mult la a fi nebun delegat sau cei care sunt legați sunt duși la DNA. Avem noi curajul să manifestăm bucuria legămintelor, bucuria voturilor, așa cum am fost invitați de înalt preasfințitul în cadrul întâlnirii noastre de dinainte? Constituie pentru noi legămintele un motiv de bucurie sau păcătuim printr-un exces de discreție când vine vorba de ele? Prin ele suntem legați de Cel care ne cheamă și să recunoaștem, nu suntem legați odată, ci de trei ori. Asemenea lui Ulise, când era în barcă cu tovarășii săi și trecea prin fața insulei vrăjitoarei Circe și a sirenelor, în timp ce ceilalți marinari își astupau urechile, Ulise a cerut să fie legat de catarg, pentru că știa și dorul de casă, dar știa și primejdea ispitelor.
și noi în viața consacrată, poate cunoaștem însutit impactul și puterea acestor sirene în timpurile noastre. De aceea să ne apropiem de legăminte ca de unica salvare. Nu trăim o perfecțiune opțională a sfaturilor evanghelice, ci o luptă pe viață și pe moarte. După bunătatea legămintelor care ne apropie de Hristos, după bunătatea și providența legămintelor care ne apără de ispitele acestui veac, regăsim bucuria de a fi împreună, poate leitmotivul sărbătorii de astăzi. Dacă în Evanghelie se reuneau laici persoane consacrate, tineri și bătrâni în jurul pruncului oferit în templu, și astăzi noi suntem cu toții împreună. Și am văzut cum în limba română acest cuvânt împreună are un dinamism extraordinar. Vine de la trei cuvinte: înspre una. Încă nu suntem una, nici ca persoane consacrate, nici ca biserică, dar suntem în drum spre acea unitate. Și forța legămintelor are și o virtute ecumenică și o virtute eclezială, în sensul cuvintelor Sfântului Ignațiu de Loyola, de sentire cum eclezia. Nu suntem o biserică în biserică, ci suntem parte din una și aceeași biserică. De aceea, buchetul florilor, care se va transforma într-un dar în momentul ofertoriului, să ne amintească și de multitudinea carismelor noastre, dar și de năzuința spre unitate către care ne conduc legămintele evanghelice. Cel de-al doilea cuvânt pe care îl citesc în omilia care sunteți este să fim buni de pus la rană. Să fim buni de pus la rană. Câte răni sunt în viețile noastre, în trupurile noastre și chiar în trupul lui Hristos, care este biserică. Și de câte ori nu am avut bucuria să constat cum persoane consacrate, prin exemplul lor individual, dar și prin operele lor, prin institutele lor, în cadrul acestei dieceze, vin și ating rănile. Nu ating întâi de toate rănile, ci ating pe cei bolnavi, trupește sau sufletește. Și nu numai că îi ating, ci rămân alături de ei. Este cea dintâi și cea mai mare manifestare a învierii. Hristos, în Evanghelia după Sfântul Matei, înainte de înălțare, le dă primă poruncă celor adunați în jurul său să pună mâna peste cei bolnavi și să-i vindece. Suntem noi oare buni de puși la rană? Această întrebare răsare odată ce ne gândim că atingerea rănii este și o mărturie a învierii lui Hristos. Degetul lui Toma a atins rana lui Hristos și a crezut. Suntem noi astfel de degete care, atingând rănile trupului lui Hristos, devin credibile în societatea de astăzi, în biserica de astăzi? Sau avem o pudoare în fața rănilor și în fața mărturiei vieții consacrate? Și aș mai adăuga o întrebare. Suntem noi buni de puși la rană atunci când ne amintim chemarea evanghelică: voi sunteți sarea pământului? Spunea un părinte iezuit, iertați-mi citarea, din Anthony de Melo, zice: gândiți-vă că voi, ca sarea pământului, trebuie să atingeți și rănile. Sarea are trei mari virtuți: să păstreze de la corupție, să dea gust unei mâncări și să oprească sângele când curge. Avem noi curajul să fim o sare de pus pe rană, în sensul cuvântului adresat de Sfântul Paul către Timotei: toată Scriptura este insuflată și de folos pentru a învăța, pentru a mustra, pentru a
îndrepta în înțelepciune într-o neprihănire, pentru ca tot omul să fie desăvârșit și destoinic pentru orice faptă bună. De multe ori ne limităm la a asista pe cei bolnavi și nu avem curajul să vestim tăria și exigența acestui cuvânt dumnezeiesc, care fiind dumnezeiesc, îndură, se îndură și în același timp tămăduiește prin adevărul și radicalitatea sa. Să învățăm și acest cuvânt al adevărului și al luminii, alături de darul de a fi sare în lumea de astăzi. Și mă apropii de ultimul cuvânt, acela de a fi buni ca pâinea. A fi bun ca pâinea caldă. De multe ori astăzi ne gândim ce să facem ca să supraviețuim. Ne împuținăm și în lume, dar și în țară, și facem planuri peste planuri, ba de restructurare, ba de restrângere a caselor, a institutelor, a operelor noastre, în numele supraviețuirii într-un viitor. Pe când Hristos ne-a spus, eu sunt pâinea, nu eu sunt opera sau institutul. Este o mare diferență între a fi ca o pâine și a fi ca o operă. Operă o gândim în planuri, în cincinale sau în decenii, în timp ce o pâine, dacă este bună, dispare îndată, pentru că se dăruiește cu totul. Suntem chemați astăzi să fim, după exemplul lui Hristos, un viatic, pâine pentru drum, alături de tot poporul lui Dumnezeu care flămânzește după cuvântul lui Dumnezeu și se cere ca acest cuvânt să fie înmulțit prin împărțire. Astăzi am fost învățat de o mamă venită dintr-un sat de lângă Roman care mi-a spus, părinte, eu nu am învățat tabla înmulțirii, însă viața m-a învățat tabla împărțirii și mi-a fost rușine să recunosc că eu încă nu știu până la capăt tabla împărțirii. Există ceva profetic în misterul înmulțirii pâinilor la care suntem chemați să luăm parte ca persoane consacrate. A fi pâine este ceea ce ne învață Hristos și a împărți pâinea este un gest profetic în timpurile noastre, pentru că presupune a vesti adevărul veștii celei bune, înmulțirea pâinilor, a denunța ceea ce se opune Evangheliei și a renunța la cele cinci pâini ale noastre pentru ca ele să fie înmulțite nu doar pentru o congregație, ci pentru întregul popor al lui Dumnezeu. Avem noi curajul să fim buni ca pâinea, adică să anunțăm, să denunțăm și mai ales să renunțăm, să ne ajute bunul Dumnezeu să ne amintim de ceea ce spunea Hristos Mariei. Nu avem în viețile noastre de persoane consacrate nici primul loc în societate, nici ultimul cuvânt de spus, dar să credem că am primit partea cea bună, Hristos, dar cu condiția să o dăruim și să o împărtășim asemenea Mariei la tot poporul lui Dumnezeu. Amin.